Motanul Tom. Pasărea asta mă enervează, oftează motanul Tom. Data viitoare, când mai îndrăznește să-și scoată ciocul, o mănânc îndată. Dar Tom a uitat un amănunt foarte important. Cucul este făcut din lemn și nu iese din cuibul lui decât pentru a cânta la ora exactă. Timpul trece și motanul așteaptă. Tic-tac, tic-tac. Dintr-o dată, mica ușă a ceasului se deschide și apare pasărea. Cucu, cucu, cucu. Tom se repede la ea, dar vai, dezastru! Ceasul i-a căzut în cap, ușa de la ceas s-a rupt și în loc să mănânce o pasăre, Tom a primit o binemeritată ceartă de la stăpâni. Dar de atunci, Tom nu iubește nici ceasurile și nici păsările.